Aș dori să plecăm de la circumstanțele în care a apărut originea speciilor a lui Charles Darwin, așa cum sunt reflectate în autobiografia sa. Cât de mult se temea Darwin că ideile sale nu vor fi acceptate în epocă? De ce compară Darwin prezentarea teoriei sale cu asumarea unei crime? De altfel trebuie spus că în prima ediție autobiografiei au fost cenzurate unele pasaje de către familie. Avea o teamă care până la urmă nu s-a dovedit chiar justificată. Lucrarea lui s-a vândut foarte bine. N-a fost întâmpinată chiar așa. Oamenii n-au fost chiar atât de șocați de ideile conținute în lucrare. Păi nu putem să știm de ce lucrarea lui s-a vândut așa de bine. Poate tocmai datorită faptului că se răspândiseră în societatea instruită britanică a vremii, se răspândiseră anumite informații cu privire la conținutul acestei lucrări și oamenii voiau să încă din prima sursă să afle lucrurile astea. Adică probabil că era o societate instruită oarecum de mai bună calitate, în sensul că oamenii își formau părerile după ce citeau lucrarea și nu după niște rezumate sau comentarii și așa mai departe. Și atunci mulți au fost foarte curioși pentru că se știa probabil că conține niște idei care erau considerate revoluționare în vremea aia. Revoluționare în mai multe sensuri, odată că era schimbată complet înțelegerea asupra lumii vii. Exista o înțelegere creaționistă tradițională, așa, larg împărtășită de establishmentul academic englez a epocii, adică de naturaliști din acea vreme. Darwin spunea că cercetătorii pe care el îi stima cei mai mult erau fixiști, adică creaționiști. Mulți dintre ei, prietenii lui sau unul dintre ei, cel care a fost mentorul lui, Henslow, un profesor de botanică de la Cambridge, despre care povestește în autobiografie că odată ce a ajuns student la teologie în Cambridge, el i-a cultivat interesul pentru științele naturii și a dezvoltat aspirația, se spunea Darwin, care nu credea prea mult despre viitorul lui ca cercetător al naturii, să aducă o contribuție cât de mică și el la cunoașterea naturii. Și atunci, poate că asta a fost una dintre explicații. Eu aș vrea însă să subliniez următorul lucru. Pentru publicul larg, Darwin este privit în primul rând din punctul de vedere al impactului ideilor lui asupra imaginii, asupra omului, asupra locului omului în univers, în primul rând ideea asta că omul este o verigă în lanțul evoluției vieții și nu numai ideea asta. E o idee legată de ea, care e mai puțin subliniată adeseori și înțeleasă că procesul evoluției nu are o direcție predeterminată. Și faptul că i-a dus la apariția unei ființe inteligente este un lucru absolut întâmplător. Se crede de multe ori că ideea evoluției este convergentă cu ideea progresului. Cu alte cuvinte, se foarte pornește la forme elementare de viață și se ajunge la această creație supremă, care este mintea omenească, omul, societatea omenească, toate caracteristicile care o deosebesc atât de net de lumea animală. Toată lumea a crezut, de când
există gândire omenească mai bine articulată și reflexie generală de la greci, de pildă, la filozofii greci, că există, pe de o parte, lumea gândirii omenești și, pe de altă parte, realitatea naturală. Două lucruri fundamental, de naturi fundamental diferite. Și nu este vorba de una, de o dezvoltare care leagă între ele aceste realități. Ori, după, potrivit lui Darwin, este o întâmplare că, la un moment dat, adaptarea este favorizată de dezvoltarea unor capacități, capacitățile mentale ale omului. Sau adaptarea este favorizată de apariția unor ființe, cum sunt mamiferele superioare. Mamiferele superioare n-ar fi apărut de altfel, potrivit înțelegerea actuală a istoriei vieții, dacă n-ar fi dispărut marile reptile. Pentru că existau doar mamifere nocturne mici și mamifere diurne mari nu s-ar fi putut dezvolta decât odată cu apariția reptililor, dispariția reptililor. Asta s-a întâmplat acum 50-60 de milioane de ani, potrivit aprecierilor actuale, și explicația dată este cea unui mare cataclisma care a dus la asta. Asta a creat posibilitatea, deci, apariției unei ființe inteligente, cum este om. Această idee a șocat în epocă foarte mult și, de obicei, modul cum a luat legătura publicul cu Darwin este asta, că ăsta ar fi spus că omul provine din maimuță, ceea ce este o simplificare și o denaturare, pentru că Darwin, ceea ce studiază el și ceea ce e un fapt științific astăzi, probat, dovedit, este că omul, hominizi în general, inclusiv Homo sapiens, și cu maimuțile ce trăiesc astăzi, au strămoși comuni, ceea ce este cu totul altceva. Dar interesul lui Darwin și străduința lui a fost de altă natură. El pur și simplu s-a străduit să găsească o explicație a istoriei vieții așa cum se prezenta pe vremea aia în lumina tuturor datelor disponibile. Când a pornit în călătoria asta de pe Beagle în 1831, Darwin era născut în 1809, era foarte tânăr, până atunci a făcut niște studii de medicină la Edinburgh și apoi niște studii de teologie la Cambridge. Și cultivase în particular niște interese de cercetarea naturii. Așa, când a pornit în călătorie, era un fixist convins, vorbește despre asta în amintirile lui, nu? Și n-avea niciun fel de îndoiel cu privire la asta. Ceea ce își propunea el este să descopere o serie de fapte noi, să întregească cunoștințele care existau despre lumea vegetală și animală în acea perioadă. Numai că el a descoperit niște fapte care i s-au apărut că nu sunt explicabile. Nici acceptând creația tuturor formelor de viață și nici acceptând teoriile evoluționiste care existau până atunci. O teorie cum este cea lui Lamarck, potrivit căreia organismele evoluează sub presiunea anumitor condiții de mediu care favorizează apariția și dezvoltarea anumitor funcții. Iar funcțiile creează organele respective și în felul ăsta se realizează evoluția care merge progresiv de la inferior la superior, de la simplu la complex. El a ajuns, Darwin, de pildă, pentru că în amintirile lui de călătorie se insiste mult asupra acestui lucru, la un moment dat, cu vioasul ăsta, Beagle, a ajuns pe insule Galapagos. Ăsta e un arhipelag care este la o distanță de câteva sute de mile de coasta Americii de Sud,
niște insule stâncoase, care sunt la câteva zeci de mile unele altele, dispărțite între ele de curenți puternici, așa. Și acolo a constatat următorul lucru, că există o varietate de specii de păsări, de reptile, de insecte și alte viețuitoare și plante. Și multe dintre ele sunt diferite de la o insulă la alta. De pildă, păsările astea cinteze, cu care sau poate vedeți pe coperta cărții, nu? Sunt reprezentate păsările astea. Cum se poate explica acest lucru? Păi să vedem. Aceste insule au aceeași compoziție a solului. Au același relief și au aceeași climă. Cum se explică varietatea asta? Dacă noi considerăm că ele au fost create, ce sens ar fi avut o ființă înțeleaptă și prevăzătoare să creeze exact în aceleași condiții varietăți și specii diferite? N-are nicio logică. După Lamarck, de asemenea. Păi dacă mediul favorizează anumite funcții și dacă funcția creează organul, ar fi trebuit să fie de asemenea. Deci el a găsit că toate aceste explicații sunt nesatisfăcătoare. Din călătorie, el a venit cu multe fapte care îi dădeau de gândit, pentru că nu puteau fi explicate nici prin teoriile fixiste, creaționiste, nici prin teoriile evoluționiste formulate atunci. Și atunci el a insistat asupra explicării acestor fapte. În ce fel? În sensul că a început să citească foarte mult tot ce s-a scris semnificativ despre asta, să fie foarte atent la practica crescătorilor de plante și animale, care duce la următoarea idee, că putem să modificăm caracteristicile unor organisme dacă luăm în considerare anumite însușiri pe care vrem să le accentuăm, pe care vrem să le accentuăm din motive economice, din motive estetice și așa mai departe. Și atunci cum facem asta? Prin favorizând anumite încrucișări și așa mai departe. Asta se numește selecție artificială. Nu? Pe de altă parte, Darwin a fost foarte atent încă din călătorie la următorul lucru. Că în natură există suprapopulație și și-a pus întrebarea cum se explică faptul că un număr important de noi ființe nu supraviețuiesc. Înainte unii germeni dispar, multe ființe nu supraviețuiesc și foarte puține ajung să aibă urmași. Dacă condițiile de hrană n-ar fi limitate și dacă numărul dușmanilor n-ar fi mare, așa, o specie ar putea într-un număr foarte scurt de timp să ocupe toată suprafața Pământului. Există deci o suprapopulație. De aici rezultă ce rezultă? Că există în cadrul uneia și aceleași varietăți o specie o luptă pentru existență. Cine are șanse să supraviețuiască și să lase urmași? Cel mai bine adaptat. Asta înseamnă că durerea, suferința și moartea este o sursă fundamentală a perfecționării. Și într-un număr mare de generații lucrând această sită care este selecția în lupta pentru existență care îl favorizează pe cel mai bine adaptat, iau naștere varietăți noi și prin accentuarea lor specii noi. În felul ăsta s-a constituit ideea. Adică variabilitate nu luptă pentru existență, selecție naturală. Asta s-a întâmplat destul de repede.
Darwin a început în 37, după ce s-a întors în călătorie în 36, să facă niște note despre această problemă originii speciilor, așa numit-o. În 42 a scris un text de vreo 35 de pagini. În 44 a avut deja o lucrare, 200 și ceva de pagini scrise despre asta. Asta e foarte semnificativ pentru că înainte de a publica în 59, un alt cercetător, Wallace, a ajuns la idei asemănătoare și atunci cei care cunoșteau manuscrisele lui Darwin au putut spune încă în 44 ideile lui, deci cu 15 ani înainte, fusese deja bine conturate. De ce n-a publicat? Pentru că el și-a dat seama de noutatea extraordinară a ideii, de restructurările, revizuirile pe care le determină în toate domeniile științei biologice și ca un om interesat în cunoașterea adevărului și-a dat seama că o asemenea idee nu poate fi lansată fără cele mai mari precauții. Și atunci a insistat tot timpul să examineze noi și noi fapte în lumina ideilor lui. Căutând ce? Nu confirmări. Așa cum caută procurorul sau avocatul, care are o teză, știți? El sau, să zicem, politicianul, nu? Care vrea să-și convingă auditoriul. El ce caută? Numai faptele care îi servesc cauza. Toate alea care nu se armonizează, nu se acomodează bine, le lasă sub tăcere. Așa. Cercetătorul adevărat procedează exact invers. Pentru că pe el interesează adevărul. Și anume, caută tocmai toate acele fapte care par să-i contrazică ideile. Aici mai fac o observație. Originea speciilor a apărut în 1859. Așa. E foarte adevărat ceea ce a spus la început. Cred că au fost 1200 de exemplare și s-au epuizat în prima zi. Pentru că se vorbise mult înainte despre ce urmează să publice Darwin în anumite cercuri. După aceea au fost un număr de ediții succesive. A cincea ediție din 71 sau 72 este ultima pregătită de Darwin. Ei, în perioada asta, volumul lucrării aproape s-a dublat. De ce? Pentru că Darwin a introdus o serie întreagă de noi paragrafe în care discută criticile care s-au adus de către naturaliști serioși. Nu de ideologi, de propagandiști, așa, de clerici care au fost deranjați de unele din concluziile lui, ci de cercetători serioși, ideilor lui și caută el să-și critique propriile idei, examinând o serie întreagă de fapte a căror armonizare cu ideile lui este discutabilă. Și atunci preocuparea lui este de fapt asta, să-și testeze într-un mod cât mai sever teoria, pentru că zice el, din punctul ăsta de vedere, numai din punctul ăsta de vedere poate să contribuie într-adevăr la progresul cunoașterii. Cu alte cuvinte, pe Darwin asta l-a interesat. Nu l-a interesat să propage lumii o nouă viziune, în primul rând, asupra omului, să intre în conflict cu biserica și așa mai departe. Toate lucrurile astea lui au fost foarte penibile. Între altele, știți de ce? Pentru că el era un om bolnav, nu iubea agitația, nu avea nici capacități retorice deosebite, el n-a participat la polemicile astea publice. Avea un prieten naturalist, Thomas Huxley, numit pe vremea și bulldogul lui Darwin, care ducea aceste discuții. Mai avea un motiv foarte important. Soția lui, la care ținea foarte mult, era o persoană convențională, religioasă. Ea este cea care chiar a recomandat, așa cum ați observat înainte,
ca unele pasaje din amintirile lui să fie suprimate, pentru că în amintirile lui, asta pentru ascultătorii interesați, există un capitol întreg, vreo 12 pagini, în care discută despre credința religioasă și arată cum au evoluat ideile lui. Și este foarte interesant să nu asculți ce spune unul sau altul, să zicem, despre semnificația teoriilor lui Darwin în raport cu credința religioasă și să vezi, în primul rând, cum a înțeles el lucrurile. Adică faptul că el spune asumarea unei crime are legătură cu devenirea lui în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, credința religioasă. La început voia să se facă preot, credea teoriile creaționiste ale William Paley și treptat în timp s-a tot desprins de credința creștină și a ajuns la un fel de agnosticism. Asumarea crimei ce înseamnă? Introducerea unor factori în evoluție, durerea, moartea, devin factori ai evoluției. Toate astea. Dar asumarea unei crime înseamnă următorul lucru. El considera că unele din concluziile teoriei lui, apariția omului este întâmplătoare. Omul este o verigă în lanțul evoluției. Evoluția asta nu are un sens prestabilit. Nu există o forță care să asigure armonia și bine în univers. Evoluția se produce în general prin luptă, suferință, moarte și așa mai departe. Toate astea îi se păreau că vor fi percepute nu numai drept incompatibile cu înțelegerea tradițională consacrată a religiei, dar și cu morala tradițională și cu fundamentele, acele convingeri care susțin fundamentele edificiului social a lumii în care trăia. Darwin însfiind însăși membru a acestei clase suprapuse și un om care nu numai că era un gentleman și în relații cu lumea asta, dar era și un om foarte bogat. Tatăl său a avut o avere și această avere a crescut foarte mult prin căsătorie și apoi chiar prin niște investiții fericite pe care le-a făcut Darwin. Între altele, știți ce a investit Darwin? În căile ferate. Ceea ce era o idee foarte bună. Așa, din punctul ăsta de vedere, mă rog, a fost foarte bine sfătuit, a fost și o minte foarte practică. Și atunci el făcea parte din această lume, în alta societate a vremii, nu? Era un gentleman, așa, era un membru al lui societății regale de știință. Vreau să vă spun că a fost propus și pentru nobilare. Lordul Palmerston, care era prim-ministru înainte de apariția originii speciilor, a propus pentru nobilare. Dar după aceea, datorită opoziției unor cercuri clericale, s-a renunțat la asta. Și chiar dacă i s-a dat onoarea supremă de a fi înmormântat la Westminster, Darwin n-a fost înnobilat spre deosebire de mulți alți mari oameni de știință ai Anglii, tocmai datorită faptului că s-a considerat că este greu să conciliezi acea imagine despre lume care rezultă totuși în mod inevitabil din rezultatele cercetărilor lui științifice cu imaginea despre lume care stătea la baza statului și societății din vremea lui.